Meciul din Maramureș nu a avut practic istoric, gazele controlând jocul fără mari probleme. Dinamo a încercat fără succes să reziste în fața unui adversar aflat într-o formă de zile mari, care a marcat eseu după eseu. La pauză a fost 18-6, iar la final tabela a arătat un categoric 40-9 în favoarea celor de la Baia Mare. Neozelandezul Luke Samoa a fost cel mai bun jucător de pe teren, ruibisul de 25 de ani venind anul acesta la formația Maramureș, culcând balonul în terenul de țintă advers la capătul unor faze spectacol. Baia Mare va juca finala Superligii sâmbăta viitoare, de la ora 21, pe stadionul Arcul de Triunf din București. Adversara sa în lupta pentru titlu se va decide însă abia în această seară, după încheierea celei de-a doua semifinale dintre RCM Timișoara și Rugby Club Județean Farul.